avea bani niciodată în viața mea. Și vă dau și consumul din partea mea. Mi-am luat salariul pe 30 de ani. 6.000 plus mașină egal love. Și mai e băiatul meu, la la le 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 le, ce duce numele meu, la 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 la. Vezi că rămâi de asta grea? Asta? Vezi să nu te dor în mânurile, să-mi face. Ești nebun. Mulțumim, mulțumim. Se trezește Samicu, vă bate pe tot. Aoleu. Mânurile tale au nicio valoare, mi le aduci când te simți vinovat, de parcă dor cu florele par. Mânurile tale, să știi că mereu îmi fac. Am obosit să iubesc pentru tău, nu te mă lași să mă tragi înapoi. Da, nașule, ține-mă, da. Nașule, bine. Da, Să nu care cumva să cade aici. Da, 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 mai e problemă să nu vadă nașa chestiile acestea. Am ajuns și la Cluj, nici nu se putea altfel. Mergem peste tot pe unde este nevoie de cei doi maestri în strâns de zestre. Iar în cazul de astăzi, situația este una mai specială, veți vedea. Nu dăm spoilere. Și ca să prindă puteri, Grațiela se relaxează câteva clipe, iar Mihai, având același scop, face ce știe el mai bine. Emisiunea Se strigă Daru mă plimbă prin toată țara. Și asta mă bucură foarte tare, pentru că astăzi am ajuns la Cluj. Am venit la Cluj, oraș frumos, lume faină, citesc gazeta locală, stau la o terasă frumos, am venit să mănânc, să beau o cafea, un cappuccino și pe cine văd? Pe Grațioasă. Ce caută ea aici? Ea e de la țară, de pe lângă Buzău. Ce caută la oraș? Ce caută la terasă? Doamne, e atât de frumos aici, sunt în centru vechi, la o terasă, este liniște, este pace, nu este al meu coleg, da, de asta este așa de multă liniște, de asta am eu zâmbetul pe buze, pentru că fără el viața este foarte frumoasă. Uită-te și tu la ea, și de obicei se îmbracă, ați văzut cum, dă nu se îmbracă, ba, acum a venit la terasă vara, a venit îmbrăcată de nuntă. Bă, tot timpul e invers, mă. Doamne, ferește, bă. Serviți ceva? Oh, vă salut, da. Bună ziua. Da, mai dați-mi și mie... mai dați-mi... ce să mai îmi dați? O limonadă și o prăjitură, aș vrea. Ok. Da? Vă mulțumesc frumos. Uite așa, îmi încarc eu bateriile. Pentru că urmează vigilia. Vigilia, adică întâlnirea cu al meu coleg. Păi, dar cum să te îmbrăci mașa la terasă? La terasă vii într-o rochie, normală, rochie. Deci la nuntă ați văzut cum vine? Vine în costum de baie și acum a venit în rochie de revelion. Oare unde o fi Mihai acum? Poate o avea vreo pană, ceva pe drum. Nu că îi doresc rău, Doamne ferește, eu nu doresc rău nimănui. Dar dacă ar face o pană pe drum, dar cum să zic, pană la toate roțile? Da, chiar la toate roțile și să nu aibă roată de rezervă, da. Cred că ar întârzia ceva, n-ar mai apuca să strângă multă zestre, l-aș împiedica un pic în a câștiga această nuntă. Dar nu mi-e frică de el, nu. O să muncesc pentru mireasa mea, pentru că e tânără, este frumoasă, este curajoasă. O să muncesc pentru ea și să o să-i strâng multă, multă zestre. Păi după ce că spune numai tâmpenii, vorbește și mult. Săracul Duban, chiar mi-e milă de el, vă zic sincer. Vă mulțumesc frumos, mai bine mă dați-mi un cappuccino și ce să mai îmi dați? Mai dați-mi o apă. Ok. Da, vă mulțumesc frumos. Un cappuccino frumos. Și apă? Da, okay. Mersi frumos. Dar chiar Mihai, te gândești tu să o iei pe jos, de la București, la Cluj?
Mai faci și tu mișcare. Ai văzut? A început să-ți apară așa mici colăcei. Faci și tu niște pătrățele pe abdomen. Să fii și tu Gigia la fete. Poate cine știe, când ajungi la Cluj, îți găsești jumătatea. Doamne ajută, ce să zic. Și este exact genul ăla domn care vine la terasă și comandă o cafea și stă 3 ore. Așa cum vă spuneam, e atât de frumos la Cluj. Aici aveți nota. Ce este? Nota. E la toată terasa? Nu. A, nu. Doar ce ați consumat. Colega mea, dânsa de vis-a-vis e colega mea, e ziua ei astăzi. Și o fată așa de drăguță, în fiecare an face cinste, chiar 3-4 zile de ziua ei. Și m-a rugat să comand mult, că ea vrea să-mi facă cinste astăzi. Și trebuie să-i o duceți dânsei. Dânsa îmbrăcat așa de revelion e vis-a-vis acolo. Ia să-mi fac un selfie. Să-mi amintesc de liniște asta și de plăcere și de pace și de... Bună ziua, la mulți ani. Aici aveți nota. Mulțumesc, dar nu e ziua mea. Așa mi s-a transmis. Nota? Da. Păi da, nu cred că e pentru mine nota asta. Eu am consumat doar o cafea. Așa mi s-a transmis că achitați dumneavoastră. Dar cine v-a zis? De că un domn. Care domn? Domnul. Stați așa că nu l-am văzut foarte bine, dar spuneți-mi, era cumva Chelios? Da. Mihai. Te ții de șoti, a? Bine, Mihai, lasă că vezi tu diseară. Să știți că, din păcate, nu am cum să plătesc nota asta de atât de mare. Este nota lui de plată. Îl puteți găsi pe Facebook sau pe Instagram, nu. Oamenii de vârsta a treia întotdeauna au doar Facebook. Da, îl găsiți acolo și trimiteți nota de plată și cafeaua mea. Nu cerem scuze pentru neînțelegerile create și cafeaua este din partea casei pentru noastră. Vai, ce drăguț! Vă mulțumesc frumos! N-aveți pentru ce. Vă mulțumesc! Eh, vezi, Mihai, cum lumea îți spală ție toate păcatele? Dar nu scapi tu așa ușor. Stai tu liniștit! Mireasa pe care o cunoaștem astăzi va împlini 18 ani abia la o lună după nuntă, iar Mirele este doar cu puțin mai mare. Ea a terminat liceul la Londra, el a făcut școala în Spania, ea vrea să fie artistă, el meșter. Și în acest fragil început de viață apar sfetnicii noștri. Dăm întâietate prea bunei, sufletistei și candidei Grațiela. Of, Mihai, ce-mi faci tu mie? Dar ce o să-ți fac eu ție, pentru că lucrurile n-or să rămână așa. Na. Dar morții cu morții, vii cu vii. Poate vă întrebați ce caut aici. O caut pe mireasa mea. Este la salon, ea încă n-a terminat să se aranjeze. Așa că haideți cu mine să o cunoaștem pe mireasa mea de azi. Să vedem unde e Cătălin, dacă s-a pregătit, dacă s-a îmbrăcat, dacă... Parcă se aude ceva. Nuntă frumoasă. Și la Cluj oamenii sunt altfel. Sunt deschiși, sunt frumoși, sunt plini de viață. Și știi ceva? Câștig sigur acum. Bine, de obicei câștig. Dar acum e clar. Păi Grațiela e ocupată cu spălatul vaselor la restaurant. Ce să facă ea acum? Cum să se lupte ea cu mine când ea spală vasele? Bună, eu sunt Grațiela. Francesca, este o zi foarte importantă pentru tine. Da. Cum este? Bine, emoționată, aștept momentul să plec acasă pregătită ca o prințesă, să vină prințul meu după mine. Cătăline, ce faci? Uite aici. Deja te-ai am pregătit? Început. Da, da. Păi de dimineață așa? Păi da, nu. Așa ce pregătirile la voi de dimineață de tot? Da, da. Bravo. Însu cumva socru mare că-l simt așa. Da. Socru mare să trăiască, să trăiți, ce faceți? Să trăiți, bine ați venit. Ne bucurăm că ne-ați onorat cu prezența. Cu mare drag. Cum vă simțiți astăzi? Emoții. Emoții? Cam mari. Oh. Păi de ce? De așa. Soara asta nu. Da, e ultimul. Ce vă aduceți aminte de când era mic? Păi ce să ne aduceți? Era tare atașat de mine. Era foarte atașat de mine. Cu tata a fost mai atașat. Când mergeam la muncă, o trecut din neapărat și fugi după mine.
abia 4 ani. Nu, au fost copil, cu minte. Cu minte. Să zic, ascultători. Ce l-a învățat tata? De cum l-a pregătit pentru viață? Păi, de bine, acum, nu, ca tot tineretul. Altă viață m-a bunut și altă e acum. Când s-a cunoscut cu fata, ce părere? Păi, nu, ca tineretul. Cunoscut și văzut și plăcut. Văzut și plăcut. Da. Dar v-a plăcut fata din prima? Păi acum ce să mai avem, nu ce să mai zicem nimic. Trebuie să-i placă lui. Că fost, normal, suntem de acord cu orice. Părinții așa trebuie să fie, domnule, da, ce-i place da, lui, da, nu da, ce da. Vor părinții. Da, 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 am fost de acord. N-am avut nimic ca ce să comentăm, că ce-i place lui, ne place și nouă. Să fie fericit, sănătoși. Spune-mi, te rog, cum a început povestea de dragoste? Povestea noastră de dragoste a mea și a lui Cătălin a început pe Facebook. Cam ce vârstă aveai tu când a început această poveste de dragoste? 14 ani. 14 ani, așa. Pe Facebook, cum? Cine a făcut primul pas? Tu l-ai văzut prima pe el? El te-a văzut pe tine? Eu l-am văzut pe Facebook. Așa. Eu atunci mi-am deschis Facebook și trimiteam cereri de prietenie, fiindcă n-aveam niciun prieten pe Facebook. Și mi-a apărut și el în listă. Și aveam un prieten comun. Și i-am dat și lui cerere. Așa, și i-am dat cerere. După 2-3 zile, el a văzut cererea, a acceptat-o, a început să-mi dea adoruri la poze pe Facebook. Îmi postam o poză, el îmi dădea adoruri. Eu, când am văzut că... Ce ți dădea? Adoruri. Adoruri. Da. La noi, la București, inimioare, like-uri, aici, la Cluj, se dau adoruri. Foarte frumos. Am văzut că îi place și lui de mine, că altfel nu îmi trimitea adoruri, inimioare, comentarii. Am început să le etichetez în poze, deci îi dădeam tag. Când postam o poză, îi dădeam tag. Chiar dacă el nu era în acea poză. Da, îi dădeam tag. Și... Ce drăguț! Un mod de a te apropia de persoana de care ești îndrăgostită. Da. Deci el vedea poza, îmi trimitea inimioare, comentarii, după ce el îmi trimitea inimioare și comentarii, eu ștergeam tagul și rămâneau doar comentariile și inimile lui. Ce drăguț! De ce se... Nu mă pot abține, trebuie să râd, mi se pare atât de drăguț. Dar de ce ștergeai tagul? Să rămână doar partea lui, că mă place. Fetelor, dacă vreți să cuceriți un băiat, aici metodă. Așa. După o lună de zile, noi aveam un prieten comun și el a ieșit cu prietenul lui și i-a spus că, uite, am văzut că ai pe fata asta la prieten, tu o cunoști, dacă o ai la prieten și văd că pe Facebook voi vorbiți și râde și vă etichetați în unele glume. Prietenul meu i-a spus că da și el l-a rugat pe prietenul meu să mă sune și să mă cheme să ies afară la o plimbare, dar să nu îmi spună că o să vină și el. Așa. Și când am ieșit, i-am spus că dacă o să ies, eu nu o să pot să ies foarte târziu, din cauză că nu am cum, 14 că aveam 14 ani. Și mi-a spus ok, o să venim în 2 ore, asta era la ora 4. Am ieșit și nu mi-a apărut prietenul meu din copilărie că m-a chemat să ies afară, a apărut Cătălin. Și? Și eram foarte emoționată și șocată. Dragoste la prima vedere? Să zic, da. Da, emoții și tot felul. Am înțeles. Ce s-a întâmplat mai departe? Păi, n-a. I-a plecat după aceea? A stat în jur de 30 de minute și a plecat. Am plecat acasă, deci m-a întrebat maică-mea și cu taică-meu că unde am fost și eu am fost sinceră și le-am spus. Și? Iar ei mi-au spus dacă băiatul e serios și vrea să aibă o relație serioasă cu tine, nu-i nicio problemă că ești încă foarte mică, dar noi vrem să vină să-l cunoaștem. Eu i-am spus lui, după ce am început să vorbim, să ne cunoaștem mai bine, uite, părinții mei mi-au spus că dacă vrei să ai o relație serioasă cu mine, trebuie să vii la mine acasă, să te cunoască, tu să-i cunoști pe ei. El a spus, da, sunt de acord. Deci a avut curajul. Da.
Dar știu că tu ți-ai petrecut o foarte lungă perioadă de timp împreună cu părinții, ai locuit în Londra, nu? Da. De la ce vârstă? De la 4 ani și momentan. Acum am venit de când într-o vacanță pentru nuntă. Și când l-ai cunoscut pe Cătălin, erai în vacanță? Da. Venită în România, da, în vacanță. Venită în România în vacanță, era luna octombrie când m-am cunoscut cu Cătălin. Trebuia să plecăm, urma să plecăm înapoi în Londra. Și când l-am cunoscut pe el, eu nu mai vroiam să plec. Așa, seama. De la prima întâlnire? Da. Nu ai mai vrut să pleci? Nu. Îi spuneam, ce impact a avut Cătălina asupra ta? Îi spuneam mamei mele, dar noi o să mai plecăm, nu putem să rămânem mai mult în vacanță. Așa, și ai convins-o să rămâneți mai mult? Da. Serios? Da. Bun, și următorul pas? A venit acasă la mine, era decât maică-mea, că taică-meu era plecat și taică-meu i-a spus la maică-mea, îți dai telefonul tău la el și îl lași pe masă să vorbesc eu cu el, să văd ce are de gând cu fata mea. Corect. A vorbit taică-meu cu el, l-a întrebat, el a spus că el vrea o relație serioasă cu mine, că îi place de mine, că vrea să vină la noi acasă să mă cunoască mai bine și pe ei. Iar taică-meu i-a spus, eu sunt de acord, dar când o să vin acasă, vreau să vii să ne cunoaștem față în față. Iar după ce a venit taică-meu acasă, a venit la noi, l-a cunoscut. Părinții, ok, te-ai înțeles din prima, nu? Da, bravo! Și ce a urmat după aceea? Când ai cerut-o de nevastă și cum? După 6 luni de zile. După 6 luni de zile? Da, era ziua fratelui ei. Ziua fratelui ei. Și am zis că era ziua fratelui ei și atunci e momentul ok. La ea, alături de la familie, acasă, da, la ea acasă. Alături de familie, toți acolo. Frumos! Ce-ți place cel mai mult la ea? Totul. Totul? Totul. Dar tu pe părinții lui? După o săptămână. Ei cunosc. Da, după ce l-a cunoscut el pe taică-meu, după o săptămână le-am cunoscut și eu pe socrii mei. Cum te înțelegi cu mama soacră? Foarte bine. Despre mireasă ce părere aveți? Cum bună. E, bună. Da? Puneți-mi câteva cuvinte despre Noră. Cum e? E bună. N-am probleme. Face de mâncare, are grijă da, de el. Da, da, da. Da? E bine, da? Da. Hai să vedem ce bem împreună și hai să mergem să luăm nașii, că sunt vreo 6 perechi. Da. Gata. Hai să băgăm muzica, mister, ceva de luat nașii, bagă prima, că mai avem încă 6. Doamne ajută, casă de piatră. Bravo, Cătăline, bravo. Uită-te în camera acolo și spune-mi mesajul ăsta. Cătă, dacă mă iubești, o să-mi dai voie ca să câștig eu. Ai înțeles, Cătă? Stimați părinții de frați, stimați oameni adunați, am venit să căutăm și un trandafir să luăm. Gătat fain de sărbătoare, îmi pierd deodată fără floare. El cu drag ne-a invitat și la el ne-a adunat să pornim în căutare după prea frumoasa floare, lui să-și o facă soție credincioasă pe vecie. Venind vorba de neveste, se spune că în casă este un ficior frumos și înalt, numai bun de însurat, ce-a umblat în toată țara, de la Cluj la Timișoara și de acolo la Vaslui să-și găsească mândra lui. Dar el cât o căutat, nevastă nu și-o aflat. Toate erau măritate, șcheope s-au cupită în spate și atunci Cătălin năcăjit au plecat capul în pământ și-au făcut un legământ ca un fel de jurământ, că atunci s-a însura când pe ea o afla. Și-au început din nou să cate prin orașe și prin sate și-au ajuns într-un loc cu flori de soc pe nume Florești Loc. Cătălin a găsit o fată, după cum jurase odată, și pe ea Francisca o cheamă. Și atât i-o povestit până capul i-o sucit, că de-a săraca fată s-o trezit și măritată. Și-o porni la drum cu veste să vedem dacă-i poveste. Ori lucru adevărat că fata-i de măritat, dar înainte de a porni, cu mirele om ciogni, câte un par de jinars că-i din spir cu zahăr ars. Dar n-are gust de zahăr ars, care gust din ăla bun, chicurat din fruct de prun. Iar noi toți la un loc, cale albă, mult noroc. Fratele meu arată superb, arată excelent, foarte elegant. Cătăline, hai să luăm nașii și nuntașii! Da, haide! Deci acum mergem, luăm 6 perechi de nași și pe cine găsim, invităm la nuntă, da? Corect. Hai să mergem, bravo! Toată lumea invitată!
Are mari emoții, a așteptat acest moment de mult timp. Mamă, ce frumos e la ce limuzină mare, ce bravo! Ce atmosferă! Deja atmosfera e foarte tare de la început de dimineață. Îți dai seama ce să fie mai târziu? Mamă, hai! Mitoșerul mi se pare un băiat de gașcă. Îl avem alături de noi. Așteptăm să ne distrăm până dimineață. Tu așa din partea Miresei, cum îl vezi pe Mire? Vreau să știu. E un băiat extraordinar. Da. E cu minte. Da. E un băiat cu bun simț. Da. E perfect pentru mireasa mea, ce să mai zic. Deci verișoara ta e pe mâini bune. E pe mâini bune. Vărul meu are foarte mari emoții să vede pe el. Prietenă, iubită? Deocamdată nu. De-aia încă zâmbești, că bravo. Bravo. Păi de seara cu cine vii la nuntă? Cu mai multe. Cum? Cu mai multe fete. Cu mai multe fete? Da. Sunt fanul tău. Mitoșelul mi se pare cel mai tare prezentator și sperăm să ne distrăm până mâine dimineață. Hai să mergem, hai să vedem ce se întâmplă, unde-s nașii, primii nași. Nu sunt mulți, 6, nu. Uite câtă lume e. Până ziua bucătit, am venit că ne-a sportit. Căutăm de nași frumoși, de omenești arătoși, ce au pus-o cu luna, soarele cu luna. Nu știu bine am nimerit, ori adresa am greșit. Cu mirele și nuntaș am venit după nănaș. Frunză verde, foi din albă, să trăiești nănașă, dragă. Și nănașul să trăiască, fiii ca să și cinstească. Ziua asta e foarte încărcată de emoție pentru noi, pentru toată familia. Prima nuntă din familie. Suntem foarte bucuroși. Special. Și în special programul nostru canal de să fie Mitoșelul la Matarela. Domnilor, ne dragi Erică! Prima pereche de nași pe care o luăm și invitații, pentru că luăm pe toți la nuntă, așa se face aici. Nici nu știu ce să facă și eu vreau să mă distrez, dar trebuie să mai strâng și niște zestre, că oricum câștig, normal. În timp ce Mihai este poate prea sigur că îl caută succesul pe acasă, Grațiela experimentează un job nou în vânzări. Nașu? Da. Nașu din seara asta? Da, da. Am nimerit bine, înseamnă da, că. Da, da. Ce, vrea să vindeți mașina? Da, pe e pusă la vânzare și pe doamna o interesează și a venit să se intereseze de mașină, dacă am înțeles. Chiar și e cu de cât vânzare. O vindeți? Pe normal prețul e 30.000 la o mașină, dar ca să fac un preț bun pentru doamna să o pot și vinde cu 25.000. Aha. Preț cam mare. Păi acum eu am cerut prețul acesta pentru că își merită mașina. E prețul foarte că... bine, doamnă, spuneți mersi că nu vă dă cu 30. Eu aș dau-o cu 29. Eu când văd doi oameni ca lumea, mă bag. Da. Vă salut. Vă salut, sunt tata la mireasă. Cine sunteți? Sunt tata la mireasă. Socru mic. Da, socru mic. Pare bine să vă cunosc. Vă salut. Cine sunteți? Bunicul Miresei. Bunicul Miresei. Nu m-am băgat rău! V-ați îmbrăcat? Regește! Da, foarte frumos! Șeful, eu strâng zestre! Pentru mire, dar tot la mireasă ajunge, că... Am înțeles, da! Da, da! În primul rând, cum vă simțiți astăzi? Foarte bine! Da? Da, suntem foarte relaxat! Ne simțim foarte bine toată lumea! Dom'le, cum e Mirele? E băiatul pe care l-ați vrut în viața asta pentru da, ea? Da, e băiat foarte bun și ascultător. E ok băiatul. Deci sunteți fericiți? Suntem foarte fericiți.
Eu vă ofer din toată inima, dau. Dacă vreți vă mai dau și călcămași, tricou după mine, vă dau și jaca după mine. Ca să fie totul bine. N-am văzut atâția bani niciodată în viața mea. Și vă dau și consumul din partea mea. Mi-am luat salariu pe 30 de ani. Dau și haina ca să fie totul. Mi-a dat și haina? Da, vă dau și haina. Unde să pun banii ăștia, că nu știu unde să pun. În buzunar, în buzunar. Băgați în teatre la băieți. Bagă aici ca să fie totul bine. Așa. Grazie, no! Să nu mai vin niciodată! Atenție! Stai! Atenție! Pentru socru mic să trăiască! Socru mic să trăiască! Mașina pare puțin veche sau din partea... din cauza... nu știu, nu este nici curată. Nu pare o mașină foarte bine îngrijită. Păi asta n-ar fi o problemă, că de spălat o mașină e foarte ușor. Dacă te ajut să vinzi mașina, îmi dai și mie acolo ceva din bănuți? Și ce ar însemna? Nu știu, un fleac, 90% din sumă. Oi, cam mult. A, bun, 80? Oh! Dă să-i bagă în lata, dă să-i stre pentru mire. Dă-i pe toți, că ți-i dau înapoi. Dă-i încoci. Dă-i, bă, dă-i încoci. Cât vrei să-ți rămână? Cam 50%. Hai, mie 75, ție 25, batem palma? Cu 50%. Stai așa, nașu, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce nu înțelegi. 75 la mine, 25 la tine. Facem să fie bine. Jumate la dumneavoastră, jumate la mine și să fim... Și 25% la mireasă. Ce ziceți? Nu... No. Nașule, păi dacă ești primul naș, eu cred că de-aia ai fost tu primul, că te iau la suflet. Da, că și sunt eu. Da? Da. A, și rudă. Da. Frumos. Nașule, așa valoros, nașul trebuie să-mi dea și mie în lada de zeu, trebuie să bag ceva. Dăm ceva pentru mirii mei, dar în lada mea verde, aia campioană. Da, le dau zestre lanțul ăsta? Da, dă-l încoace. Le dăm ochelarii? Dă-i încoace, da, unde? Lanțul ăsta. Ăsta. Și le dăm și giulul ăsta de aur. Le da. Dăm și giulul ăsta. Dă-l încoace. A? Bă, nașule, dar ești drăguț? Simt că mai îmi dai ceva, că ești prea darnic, te simt așa. Și mai dau... Da. 6.000 de euro. 6.000? Da. Nu-i rău. Pentru că nepoata e valoroasă și are valoare mare. Are valoare. Are valoare. Da. Și le dau și o mașină, un seria 7. 6.000 plus mașină egal love. Mă mai gândesc, cred că ar trebui prima dată curățată, spălată. Să curățată, se vadă. Spălată. Da, da, da. Nașu. Deoarece nu pot să-mi dau seama dacă mașina este zgâriată sau este doar murdară. Am înțeles. Nașu. Da, spune-mi, doar. Pentru cei 25% în plus, vezi ce fac? Să rămână naș, te pup, nașule, ce faceți? Doamne ajută, abia m-a așteptat ca să vină ziua asta, ca să ne distrăm. Ce familie să frumoasă, să stai, că nu știu cum să stau așa, că... Asta am adus-o din Elveția. Sunteți clipitori. Da. Din Dubai, în Turcia. Ăsta l-am adus din Africa. Da, încă doarme că e de pe drum. De-aia. Da, încă pe drum. Da, să vorbească și el. Aia că nu prea la ora asta, lasă-l să doarmă. Asta nu vorbește cu oricine. Aia, are și el dreptate, da. Auzi? Zici că-s Grațiel, așa de porți cu mine. Mă rog, nașule, cum s-a întâmplat să fiți a doua pereche de nași? Păi,
cum să nu, că dacă eu-s unchiul ei, cum să nu fiu? Am înțeles. Păi unchiul ei? Bogătașul. Bogătașul. Așa. Dar ce părere are unchiul despre mire? Că eu-s cu mire. Un băiat frumos. Așa? Și un pic, dar nu. Nu mai e, că sunt soa, gata. A, până astăzi. Până astăzi. Păi dincolo. Azi, mă rog. Ăsta, mă rog, să nu mai fie. Dacă să... greșește, luăm bota, că noi suntem șapte frași și îl prindem la orice colț. Te-ai băgat prost, îți zic sincer. Treaba ta. Nașa, ce le transmite mirilor? Mult noroc și casă de piatră și multă sănătate, da? Și mult copii. Ce să facă să le meargă bine ca la voi? Păi... să fim cu capul pe umeri. Așa? Și nașu? Îl ajută nașu. A, dacă e vreo problemă, dacă ajută nașul. La problemă să ajute nașul. Bravo. Nașule, să știi că de la prima pereche de naș am luat zestre multă. Ce dai și tu să fii acolo? Să... am multă avere, știi? Păi, dar știu, de-aia... Și atunci m-am gândit să le dau lor apartamentul ăsta. Ce să le dai? Apartamentul ăsta. Ăsta dacă cu sclipici? Da, cu sclipici. Dacă nu le place, mai vinim, că mai facem noi, că balta are pe aștii. Dacă nu le... uite aici. Balta ține, are. Mai ținem o dată, că mai ținu și data trecută. Nu cumva să cazi. Vezi că rămâi de asta gre. Asta. Vezi să nu te doară mânurile, să nu faci. Ești nebun. Stai să văd, nici la sală n-am făcut biceps în viața mea cu așa ceva. Da, ăsta e destul să-i dau. Am făcut febră musculară. Cât valorează apartamentul? Da, păi, cam de la 80.000 în sus. Hai 100.000. Mai ținem o dată, șef. Nașule, te pup și-ți mulțumesc. Doamne ajută, cu tot respectul. Și de-abia aștept să merg și la perechea 3. Cine știe ce mai iau. Te pup, aplauze pentru nașii numărul 2, bravo! Stai așa că ți-o luat culoarea, tată. Stai mă că, lasă că sunt bine și eu. Stai cu mine că sunt și eu bine, stai cu minte. Mihai, te plângi că muncești. Uite cum se muncește, Mihai. Înțelegi? Așa, asta e muncă, Mihai. Nu ce alergi tu după 3 găini și vorbești cu porcii. Credeam că nu o să discut mai mult, dar văd că te descurci. Asta-i dumneavoastră de valoare. Cine ridică de mare. Mașina asta n-a fost spălată atât de bine niciodată. Ligianu, poți da, sigur, vă ajut, da, sigur. Vă ajut. Dacă e nevoie, chiar vă țin, Ligianu, și vin după dumneavoastră, așa cum mergeți tipic, să vă ajut. Mulțumesc frumos, așa baza am în naș. Tot vă ce plângi acum după bani? Câți bani ai dat cu totul la lăutar? Stai să-l întreb pe Nașa, că cred că ea și numărat. Nu știu. Nu, n-are rost, n-a, nu știu ceva. Da, tati, fără număr, că și asta micul plânge de durere. Da. Ce i-a spus aici, mă? Știți voi? E lapte, e... Da, mi ajută la toată lumea. Bravo. Și să ne trăiască mirele și mireasa. Bravo, Nașule. Și noi pe lângă ei. Bravo, să le ajutăm la bine și la rău. Da-mi ajută la toți țiganii ăștia frumoși de aici. Da-mi ajută la Iuga tati și la familia lui. Finule, ce naș mișto ai. Pe nu? Da. Nu așa trebuie. E luat bine. Toți sunt la fel de mișto, că deja primii doi sunt foarte mișto. Da. Toți sunt top. Top, fort. Sus, frate, nu mai pot să zice că ăsta micu iară plânge. Aude ăsta micu și plânge. Nu mai vreau să zic de bani, fraților. Nu mai zic de bani așa. Nu mai zic de bani, că deja ăsta micu plânge. Da, mai. E mic în lapte, bă. Da. Crede că nu mai avem bani de lapte, frate. Știi ceva? Dacă vinzi ochelari, ia-ți un apartament. Păi acum am stucat tata în casă, ce să fac? Vin și clopul lui dacă n-avem, bă, pentru el orice facem, nu? Țin despre Finu. Ce-ți place la el? Îmi place talentul ăsta de șmecher. Da? A fost ca mine. Aia am dat. Mă rog, aude soția, că să n-aude, că e departe, n-aude. La ora asta nu mai aude nimic.
Și aude ce vrea ea. Și în primul rând îmi place că e... o chema să fiu naș. Dar de când te știi cu el, nașule? Aoleu, de mii de kilometri. Am făcut kilometri noi. Oh. Și la bine și la rău. Zi-mi o amintire pe care o ai cu el, cu firul. Păi toată amintirea frumoasă când am fost amândoi cu aceeași. Poftim? Cu aceeași mașină? Da, cu aceeași mașină. Ne-am împărțit-o și la bine și la rău. Da, da, da. Ce ați făcut, mă? Am atins același volan. Nu? Firule, spune-te când ai zis lasă-mă pe mine prima dată să conduc. Cine trebuie să trece primul? Finu? Finu? Nu, nașul ar trebui. Eu am auzit că prima oară nașul. Trebuie să... să vadă nașul. Să vadă nașul ce e Finu. Da. Că dacă nu știe ce trebuie, nu-i nu frumos. Nu e bine, nu mai... Nu-i tot ce se poate, nu? Zim tu despre Finu, că... ești mai serioasă dintre noi. Mi-e place caracterul lui. Da? E un băiat serios, da? Ascultător. Da? Ascultă și de nașii sau doar de nevastă sa? Și de nevastă și de... socrii lui și de nașii. Și mulțumim că este bun și el cu noi. Mireasa cum e? Păi uite, încă n-am cunoscut-o. Foarte bună și frumoasă, elegantă. Nașule, cum ești cu soția? Cu soția? Foarte bine. Suntem împreună de 20 de ani. Așa. Și n-am avut mulți înainte. Da, mulțumim. Niciun cert, n-am avut, nu? Am avut scandaluri în familie. Suntem o familie foarte fericită. Mulțumim, mulțumim! Se trezește Samicu, vă bate pe tot. Aoleu! Care e secretul căsniciei? Totuși 20 înțelegerea de ani. Înțelegerea și dragostea în familie, pentru că ne iubim, ținem unul la altul, nu ne înșelăm. E, dar eu cunosc oameni care se iubesc și tot se ceartă. Da, pe la noi în familie nu există așa ceva. Nu există. Bună ziua, bun găsit! Am venit că ne-ați poftit! Căutăm de naș frumoși, de omenie și arătoși, ce-au pus sau cununa soarele cu luna. Nu știu bine am nimerit, ori adresa am greșit, cu mirele și cu nănaș am venit după alți naș. Aoleu! Da? Ne mai și jucăm nașul! Da, Nu te joci cu soția așa? Da, cum să... Așa, cu puțină spumă, a? Nu? Ia. Stai așa un pic pe nas, așa. Ca Moș Crăciun, știi? O să fii foarte bun cu mine. Să-mi dai 75%. Păi, dacă o să te miști tot așa, o să dau numai să nu vadă nașa. Nașule! Nașul trăi, îmi pare bine! Ce faci, nașule? Cum vă simțiți? Foarte bine, foarte bine, mulțumim. Bravo. Am luat zeste de la toți nașii. Dă și tu ceva, nașule, să... Dă și tu ceva, să... Dă și tu ceva, să... Să... Hai și de la vidul special pentru frații Zagorii. Grațielo! Că n-ai cum să mă auzi! Grațielo! Băi, să nu mai fii! Niciodată că te faci de râs! Da, nașule, ține-mă, da. Nașule, bine. Da, ouleu. Să nu care cumva să cade aici. Da, 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 mai e problemă să nu vadă nașa chestiile acestea. Hai, nașule, că nu se întâmplă nimic, doar spăl parbrizul. Nu mă așteptam să spală mașina chiar atât de frumos, s-a priceput. Grațiela s-a descurcat foarte bine, chiar ne-a așteptat de bine. Bravo, Cătăline! Cei mai tari nași să trăiască! Am venit să luăm a patra pereche de nași, Cătăline! Da! Cine sunt? Cum îi cheamă? Marian și Adriana! Marian și Adriana să trăiască cea mai tare nuntă! Yeah! Mamă, ce e aici? Bravo! Sănătate! Doamne ajută! Bravo! Lumea. Am s-o ajuns trăiască, la patra pereche de nași! Mamă, ce e aici? Bravo, nașule! Bine, băi! Cum te simți, Cătăline? Cum e? Foarte bine!
Foarte, foarte bine. Băi, mă cea simt. Mai tare notă. Foarte bine mă simt. Bravo. Super. Câți nași mai avem de luat? Încă o pereche de nași pe urmă. E bine. 25 este ultimul preț care pot să-l ofer. Sigur, ia. Ia să văd și eu cum sunt, cum se simt cei 25.000 de nașul. Îmi permiți un pic așa, păi să da, văd sigur, și eu cum da, e să ai 25.000 acum de euro. Acum vă las să faceți voi târgul și apoi după aceea o să povestim. Cum se numără banii așa? Nu? Mamă, 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 mamă. Stai un pic, nașule, că m-a luat așa cu... cu căldure, a, vreți așa. Să faceți evantai da, cu banii? Da, un pic așa să... Doamne, dar ce bine să ai 25.000 de euro în mână. Sunt foarte mulțumită de mașină. Noroc cu doamna Grațiela care a spălat-o și a pus-o la punct, pentru că altfel nu credeam că merită acești bani. Asta este cheia, să vă poarte noroc. Mulțumesc. Să vă ducă pe drumuri numai cu bucurii și veniți peste 10 minute să o luați, da? Bine. Eu mai am un pic să mă calculez... cu nașul și vorbim, mulțumesc. Da? Mulțumesc! Te-am pupat, Patricia! Ia, nașule, ia, stai așa! Oh, la cât am muncit! Hai să facem împărțirea de bani, nu? Fii atent aici! Facem așa! Una ție, una mie, corect? Da. Ia mâna că țin eu mâna pe bani! Două ție, una, două mie, corect? Bine, trei corect. Ție, ascultă-mă! Una, două... 3.000, oh, da? Ai zis 50? Da, ai zis așa, 50? Da. Ia 50, eu iau ceilalți 50% și am plecat, te-am pupat. M-a păcălit pentru că ne-am înțeles 50 și 50 și mi-a dat 40 și ei 60 de mii. Emoțiile pentru mine sunt mari. E ziua mea specială, a mea și a miresei. Deci, cu Dumnezeu înainte și toate cele bune. Sunt de pe strada noastră și nu mai am văzut așa ceva. Cum te simți, Cătăline? Super, super! Ce mai bine! Oi, cea mai tare nuntă? Cea mai tare nuntă! Bine, mă! Hai, trească cinerica nostru! Să fie bună! Grațiela-i pierzătoare! Te rog frumos! Dau! Banii, asta și-a rămas. I-a furat banii. Ce mi-a rămas aici?
nu am mai participat la așa ceva eveniment, dar sperăm să fie totul reușit și frumos. Mâinile tale n-au nicio valoare, mi le aduci când te simți vinovat, de parcă dormi cu florile par. Mâinile tale, să știi că mă rămâne în val. Am obosit să iubesc pentru tău, nu te mă las să mă tragi înapăr. Florile tale n-au nicio valoare, mi le aduci când te simți vinovat, de parcă dormi cu florile par. Florile tale. Ce faci, Nașule, cum te simți? Bine. Nașul 4, da, șmecher. Aproape. Aproape, foarte aproape de cel mai tare, da. Nașule, super distracție! Da. Nașule, dă-mi și mie ceva să bagă la data zestre, că ești valoros, te simt! Cât avem acolo? Cât avem? 15.000! 15.000 total! Superbă. 2000 de euro. Nu pot să nu remarc și rochea dumneavoastră. Este absolut superbă. Mulțumesc. Nu știu dacă se văd foarte bine detaliile, dar cred că este grea și ea, pentru că are destule pietre. E grea, dar eu nu o simt grea, că și eu sunt grea. Cât ați dat pe această roche? 1000 de euro. 1000 de euro. Da. Eu cred că sunteți așa... modești, nu vreți să ne spuneți cu adevărat cât au costat toate ținutele. Mai ok așa. Mergem așa mai. Tatăl, cât? 5.000. Cât? 5.000. 5.000 de euro? Da, 5.000 de euro.
spuneți-mi meniul, lăutarii, să știu că sunteți implicați în mod direct în organizarea acestei nunți. Și pentru partea dumneavoastră, ce nu faceți? Să vă spun, nunta asta a fost pornită și dorită, a fost dorința soțului meu pentru fiica lui. A vrut să o vadă mireasă. Cam cât costă o nuntă de genul ăsta, cu lăutari, cu deci, meniuri? Nunta cam până în 50.000. 50.000 de euro. 50.000 de euro. 50.000 să ajunge cu o nuntă. Și cu toate costumele și cu... Astea nu se mai calculează, astea... Asta e de parte și așa. Nu, nu, deci nu, nu punem la calcul hainele și nu. Îmi bate inima. Dar pentru fericirea fiicei noastre nu contează. E, și că a venit în discuție fericirea fiicei voastre, în seara asta trebuie să fie fericită pentru că o să câștige. Doamne ajută! O să câștige în fața lui Cătălin. Și vă cer așa zestre pentru păpușa. Avem pregătit pentru zestre, avem. Veniți aici mai aproape în cazul în care mi se face rău. Dar unde s-a dus? Unde s-a dus soția? Veniți mai aproape. S-a dus să aducă zestre. Să aducă zestre pentru fată. Pentru fată. Zestre de la mamă. De la mamă. Pe lângă multă iubire, pe lângă tot binele. După aceea e de tata. Deci după ce dă mama, dă tata. Aici are o cutie cu câteva bijuterii. Pe lângă ce noi i-am mai oferit și le are ea la cutia ei de valori. Astea sunt din partea mea. Doamne, și eu zic așa, ia arătați un pic mânuțele la camera acolo și eu zic că în seara asta o să le purtați dumneavoastră pe degete, dar de mâine... Da, oricum toate sunt a ei. Deci le considerăm zestre și aceste inele, nu? Cum, tot ce am eu e a fiicei mele. Ceasul e de aur, doamnă? Da. E de aur. Ia stați așa un pic, ia puneți-mi și mie un pic ceasul pe mână, să văd și eu cum e să fie, să am și eu ceas de aur pe mână, ia. Sta, așa. E, nu mi-ar sta rău, îmi stă bine. Cam cât valorează ceasul acesta? Ei, în jur la 2000 de euro. Și o să le rog pe tatăl miresei să vină alături de mine, pentru că eu știu, simt că aveți pregătit ceva pe lângă nunta asta superbă pe care o organizați. Ați mai pregătit încă? Am mai pregătit încă 40.000. 40.000 de euro. Al ceas pe mâna mea? Știți, nu contează timpul, ci contează greutatea și valoarea ceasului. Ceasul acesta în valoare de cât e? De 5.000. 5.000 de euro. Eu am uitat numărul banilor pe care i-am primit. Spuneți-mi. Și mi-ai dat și un teren încă în valoare de 70.000. Și mai căutați-vă așa prin buzunare. Ce nimicuri mai găsiți dumneavoastră prin buzunare? Ia să vedem. Și mai dau și o mașină în valoare de 10.000. Deci în total aproape 150.000. Dar nici nu pot să țin evantaiul atât de deschis că sunt așa de mulți bani. Francesca, toate lucrurile astea sunt pentru tine. Am o nepoată superbă, doresc ca Dumnezeu să o binecuvinteze și să le dea sănătate și putere. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze și ginerele și doresc ca Dumnezeu să le dea în viață tot ce își doresc ei. Pentru mireasă am un dar, un... seria 7, aici sunt cheile. Aici valoare de cheița. 7.000 de euro. Și aici încă 7.000 de euro. Aplauze și pentru acest dar minunat. Bravo, felicitări. În sfârșit o mireasă, Cătăline. Normal, da, am ajuns cu mine. Am luat tot, da, și să mai luăm și mireasă. Da. Uite ce e aici. A venit mirele. Ce e, cum e, ce simți? Emoții foarte mari. Tu l-ai văzut îmbrăcat în ginerică? I-ai văzut costumul? Costumul, dar nu l-am văzut azi îmbrăcat. Ce simți? Bate inima tare, tare, tare? Foarte tare. Cam pulsul 120? Ia, vă spun eu, ia să iau pulsul. Mamă, câte emoții! O am aici și pe soacra mare.
Doamnă, v-ați făcut cu o fată, cu o prințesă. Ce spuneți de ea? De Francesca. Foarte frumoasă. Hai să vedem unde e. Zii tu, în spate? Nu, no, no. Ca asta ar trebui să fie. Aici, nu? Se pare că văd ceva pe acolo. Și eu zic, aici e intrarea, nu? Uite, uite. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Unde, da, mamă? Vino lângă mine, nu așa oricum. Sunt aici cu mama soacră și i-a spus... Hai, nu ne lasă să intrăm, stai. Mama soacră mică și nu poate să o dea așa pe fată. Bună, eu sunt Graciela, mă bucur să te cunosc. Asta cu bună e părerea. Uite, ta. Uite, eu da. Nu spun nimic, mama soacră o să ceară ceva. Hai, intri ceva. Sau ieși, la, e, bravo, stai o acolo. Să ceară o să cer din partea Mirelui multă dragoste și iubire pentru fica mea din partea lui și multă grijă, să aibă în continuare grijă de ea, cum au până acum, și are, să bravo, iubească aplauze, și să o respecte. Bravo, aplauze! Cer din partea Mirelui, doar atât. Aplauze pentru mama. Aplauze! Bravo! O iubește mult pe fata dumneavoastră, mi-a zis mie, și e un băiat deosebit și o să aibă grijă și o să o iubească toată viața lui. Bun, vreau să spui un cuvânt pentru mireasa ta. Frumusețe. Frumusețe. Bun, acum te las să-ți vezi prințesa. Te rog. Hai să vezi cea mai frumoasă mireasă din lume, bravo! Aplauze! Pentru că amândoi sunt atât de emoționați. Bravo! Uite, Nașu știe ce a zis. La cal, ce spui despre mirele tău? Este foarte frumos. Este cel mai frumos mire. Și tu acum că o vezi în rochia de mireasă, ce părere ai? Ce să mai zic, am zis frumusețe, nu altceva. Cea mai frumos. Da. Uite, el a spus la intrare, l-am rugat să zică un cuvânt despre tine și el a spus frumusețe. Un cuvânt de la tine pentru el? Că este totul pentru mine. Ești totul. Aplauze, aplauze pentru copiii aceștia minunați. Mai pupă o dată, vreau să ne mai arăți o dată cum vă pupați. Bravo, mai bravo, lung, bravo! Mai lung. Știți bine că la se strigă darul, după o sărutare mereu urmează o încordare. Iar acesta este farmecul Grațielei și al lui Mihai. Îți dau 10.000 să pleci, 10.000 de euro. Hai mai, după ce că ți-am plătit nota la restaurant. Îți ai dau făcut și 20.000 să pleci. Ai făcut și tu bani acum la nunta asta din dedicații, ceva. Să-ți plătești noda? Îți dau 40.000 de euro numai să pleci. Dar cum mai să-ți lași o fată să-ți plătească noda de la restaurant? Îți dau 50.000, du-te! Da, așa săracă ai ajuns încât nu mai ai bani să-ți plătești cum noda? Cum săracă? Îți dau 60.000 să pleci. Dar tu de unde stai 60.000 de euro? Treaba mea! Eu muncesc! Bravo! 3, 2, 1 și... Ai găsit aproape 4 oameni, bravo! Ei, ia uite, am pe cine mă va da, dar tu te... Îți dau 100.000 să pleci! Stai mă, tu nu ai nici măcar un leu în buzunar! Să râzi, la nunta asta... Nu-ți plătește... La nunta asta chiar am! Vrei 100.000 să pleci? Hai, te rog eu! Si vrei? Nu, nici nu-ți dădeam! Stai liniștit că nici nu vroiam! Nu, să stau eu ție 100.000, mă! Eu simt pentru mine ce-ți plăi! Cu atâția perechi de nași, este super, toți nașii sunt superbi, frumoși, eleganți. Și pentru așa lumină, cea mai frumoasă sultană, hai una, două, este superbă și o să continuă până dimineață, o să fie o distracție minunată. Întotdeauna la final să lasă cine mai important, Nașu 4, bravo, Nașu 5, Așa este, așa este. Nașu, cum s-a întâmplat să deveniți voi nașilor? Cum să spun, am spus da de prima dată. Da? Îmi place, fina mea e o fată extraordinară. Da, și finul. Și finul, da. Da?
dar eu sunt din partea Chinei. Mă rog, da. Și dar și Finu. Da. E o fată deosebită, fiind mai mică. Da. Dar are mult caracter, mult respect. Da. Are o atitudine foarte bună. Are o finețe extraordinară. Da. Și ne-a plăcut, le iubim pe toți. Și am spus da din prima clipă. Ei și-au dorit ca eu și soțul meu să participăm și să fim nașilor, părinților spirituali. Frumos! Da. Nașule, ce zici despre mine? Că eu sunt mai mult cu Mirele. Și Mirele asta e, da. Mirele e copilul meu, viața mea, sufletul meu. Da? Și îl iubesc mult. Ce-l învață, ce-l învață nașul pe Firu? Păi, în primul rând, îl învăț să facă bani. Bravo. Și, în al doilea rând, să-și iubească nevasta și familia. Să fie... Nașu, cred că a făcut mulți bani. Poftim? Nașu a făcut mulți bani, nu? Nu, puțin, așa. Puțin, da. Bă, nașule, bagă și mie ceva la data zestre, că cei mai important. Păi, eu cred că am dat cel mai mare cadou, cel mai frumos cadou, da? Că fina mea e... Ea acum o să urmeze facultatea de designer. Bravo. O să fie creatoare de modă, da. Și asta îmi doresc și eu, da. Ca să fie o mare creatoare de modă. Și eu o să-i ofer o fabrică, da. Cu toate utilajele de la A la Z. Dar mi-o dai mie să eu dau din partea ta. Da, da, sigur. Bravo, Doamne ajută. Și mai dăm ceva, n-ai ceva să... Mai dăm, că simt că mai îmi dai ceva. Că ești prea mișto. Din partea... Binei! Da. Acasă să vedeți Lada cu aur, care am pregătit-o pentru fina mea. Și la tine. No. Dacă mă chem eu, trebuie să vii, să-ți arăt acolo zestrea. Dacă mai îmi dai ceva așa, ce? La tine. Ia nu știu dacă am ceva. Am ceva. Ia, ce? Ia uite aici. 18 milioane! 19 milioane! 19 milioane! Cât am aici? 1300, 500, 800, 2000. Fără număr. Să știi că nunta asta este cea mai mare nuntă la care am participat vreodată. Ai o nuntă super, cum le zici cu rochea pe tine? Pentru Mirela, Mirela, pentru Mirela, Mirela, pentru Mirela. Foarte greu. 1, 2, 3, 5, mai fost până de seara. Pentru Cătălin cel mai frumos. Ce-ai spui de mireasa ta? Cea mai frumoasă! Pentru mine asta și pentru toți nașii! Este nunta așa cum v-ați dorit să fie? Da, 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 e nunta anului! Thank you.
oricine am făcut-o să câștig și-am făcut-o fericit. Catalina, Catalina, Franci, 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 ia uitați-vă că ești un cară franciscă. De mândrul soare care făcea să strălucească diamantele cusute pe haine și picăturile de pe frunte, prințul și prințesa deschid seara plutind pe un norișor. Francisca este o fată deosebit de frumoasă, minunată, arată exact ca și o prințesă. Pe Francesca o văd o mireasă superbă, o păpușă și deosebită. Ia uitați-vă la ea, frumoasă e Francesca. Cântă stelea pentru ea, răcorește inima. Ia uitați-vă la ea, frumoasă e Francisca. Oare cântă lindă ea, ce frumoasă-i viața mea. Dar tu ești cea mai, cea mai, cea mai frumoasă femeie. Asistăm la valsul mirilor. Doi copii îndrăgostiți care au avut curajul să facă acest pas în viață. O nuntă senzațională, o nuntă foarte interesantă. Oameni senzaționali, oameni deosebiți, îmbrăcați într-un mare fel. Mirii sunt superbi, mirii sunt Francisca și Cătălin și ei au dansul lor acum, dar au și 6 perechi de naș, de fapt 5, că unii n-au putut să vină, sunt în Anglia. Dar uite ce lume, ce atmosferă, a început nunta, se strigă Darul! După ce am dansat valsul, emoțiile s-au risipit și atunci a început toată distracția împreună cu toți invitații noștri. Foarte frumos, super! Nici n-am cuvinte cum să spun, sunt minunați! Să trăiască nașii mei, cântă-ți de ea pentru mine. Am venit la perechea mea favorită de naș! Cum vă simțiți? Super, super! Bine. Cum a început nunta? Perfect, perfect! V-a plăcut dansul lor, dansul mirilor? Da, da, a fost special! Nașa, care s-a descurcat mai bine? Mirele sau mireasa? Mireasa! Și mirele! Mireasa, mireasa! Petrecerea e superbă, îi de 10 stele, mirii sunt foarte fericiți să se cântați, nuntașii, nașii, toată lumea e fericită. Păi ce, o să filmăm, suntem pe Facebook, da. Filmăm toată noaptea? Da. Nu o să te doară mâna decât filmezi? Nu. Păi tu ai venit la nuntă să filmezi, ce facem mai? Nu, puțin. Cu cine ai venit? Cu soțul, cu băiatul. Păi și soțul unde? Acum e soțul. El e băiatul? Băiatul meu, da. Să vă trăiască. Din partea mirelui, din partea miresei? Partea mirelui. A, de-a mea? Bravo! Câștigăm astă seară, ce părere! Sunteți gemene? Bă, da, ce semănați! Formidabil!
Măritată, și noastră? Măritată? Și unde-i soțul? Soțul ei? Nu e aici. Sunteți singură? Să dansăm. Frumoasă-i Francisca mea. Aplauze pentru Mișcă. Asta-i mâna Grațielei. A pus finalul de piesă, ca să nu dansez eu cu dânsa. E mâna Grațielei. Sper că v-a plăcut dansul, chiar dacă dura puțin. Ce să zic? Să rămână. Bă, și am vrut și eu să dansă. Muzica e frumoasă, mâncarea e bună, totul e perfect. Tu cu cine ai venit la nuntă? Cu cine? Cu mami? Oh, e fata? Oh. Așa mama, așa fică, tot frumoasă. Dar așa mare? Oh. Ia danseze mama cu fica, hai! Sunt frumoase fetele, dar tu gata, tu gata, gata. Rămâi la tatuaj. Așa, fii cu minte. Cum vi s-a părut dansul mirilor? Foarte frumos. Da? Foarte, foarte frumos. Sunteți prietene toate cele trei? Mătușă. A, mătușe, toate sunt mătușe. Suntem și pe Facebook și la televizor. Suntem peste tot. Cum vă simțiți? Cât vă luați să vă pregătiți pentru nunta asta? O jumătate de oră. Doar atâta? Da, am tot pregătit. Uite aici, mirele cu socru. Ce făceați, ce vorbeați, ce puneați la cale? Să mai băgăm mese, că să mai vină. Cum e până acum? Cum vă simțiți? Foarte bine. Da? Cum e? E ce ți-ai dorit tu? Cum te-a cucerit? Cu ochii. Da, tu cum te-ai cucerit-o pe ea? Nu știu, întrebați-o pe ea. O declarație de dragoste pentru el. Îl iubesc foarte mult și îi mulțumesc pentru tot. Ai zis că te iubește foarte mult și îți mulțumește pentru tot. Eu iubesc foarte mult și eu mulțumesc pentru tot ce face pentru mine și fetița noastră. Cu cine ați venit? Cu cine? Cu soțul? Cu fetița. Da. Cum vă distrați? Cum vă simțiți? Foarte bine. Ce vă place cel mai mult până acum? Ce vă place cel mai mult până acum? Petrecerea, după cum se vede, nu cred că are nevoie de cuvinte. E totul perfect, e totul minunat. Lumea se simte bine. Nu lipsește absolut nimic. Și dansați cu geanta în mână. Aveți bani mulți? Câți aveți? Acum aproximăm. Nu vă, stați să văd ce greutate aia. Stați, doamnă! Să văd ce greutate aia. Stați, doamnă! Să văd ce greutate aia are. Grea, doamnă, e grea. E cea mai tare petrecere din seara aceasta de aici, de la Cluj. Este cea mai tare petrecere din toate dintre din Cluj și Florești. Dar ce frumos te-ai îmbrăcat! Dar singurică, ce-i cu tine? Singurică, cu familie! Așa, fata frumoasă! Trebuie să văd cu părinții? Da! Bă, și cu minte și frumoasă! Da! Păi ce ne facem? Nimic, le distrăm!
simți? Cum se pare nota? Prezentatorii emisiunii sunt foarte tari, la cum mătra mea îi place de Miroșelu. Vrea să fac o poză cu el, dar nu-l găsește. Poate o găsește el pe ea. În rest e bine, e frumos. Grațilela este o fată simpatică, dar să nu se apropie foarte tare de soții noștri. Ce faceți aici? Bârfim! Bârfim, da! Ce bârfim? Vreau și eu să știu să bârfesc și eu cu voi. Despre mai ce bârfim? Mai un băiat frumos pe aici, ne gândim pe care să-l acățăm. Ai văzut un băiat frumos? Dar numai unul. Și mie de ce nu mi-ai arătat? Păi stai lângă noi. Doamnelor și domnilor, este incredibil, pentru prima oară în istorie se fură mirele. Cine fură mirele? Cine fură mirele? Fetele? Da? Fetele. Cerem mult, da? Cerem. Bravo. Și gașcă suntem ăștia, da? Și acolo, fiști cu noi? Rezerva. Auzi? Ce faci cu volanul pe dreapta? Mai am unul pe stânga, în caz de ceva. Să nu mă duci în Anglia, Unde mergem? Cine ești? În club la... Aia vreau la... Unde? În club... Cum se cheamă? Mă rog... Tulumbă ăla, cum ai zis tu, hai! Hai la Tulumbă, hai toată lumea, hai acolo! Hai mașină, bagă-te să nu ne vadă! Bă, să nu ne vadă mireasa, hai! Cam cum ți-ai dorit să fie așa, băiatul visurilor tale? Adică ce? Ce? Adică voi dacă sunteți măritate, v-ați găsit prințul, acum lăsați-o și pe ea să-și găsească. Ia spune! Să mă înțeleagă, să mă iubească și să mă respecte. Stai așa! Sunt cam multe cerințe, să te iubească, să te înțeleagă și să... Mă respecte. Și să te respecte. Dar așa, uită-te la tine cât ești de frumoasă. Păi doar atât. Hai călăcie, nebunie! Hai că ne întoarcem, mă rog, ne mai întoarcem? Nu ne mai întoarcem. Nu ne mai întoarcem niciodată. Bă, Mire, cu totul. Îl furăm de tot. Bă, Mire, tu te-ai lăsat furat? Păi, ar trebui un pic. N-are ce să... Auzi? N-am ce face. Da, vezi cine a furat? Mirele, verișoara miresei. S-au pregătit. E pe mâini bune, de aceea. Aia e nasol. Da, la ce vârstă ați făcut fata? La 22. La 22 de ani. Să știți că sunteți foarte tânără. Parcă sunteți surori. Mulțumesc. Păi așa ați educat, o să fie modestă. Ați văzut doar trei lucruri a cerut. Așa trebuie. Păi banii cum așa contează. Trebuie? Păi o dați fata așa frumoasă doar pentru... Păi nu, la oricine. Să o respecte, să o iubească. Trebuie să iubești din inimă. Trebuie să iubești din inimă. Prima dată într-o căsnicie, eu cred că e important. Eu cred că să fie respect, înțelegere. Odată și odată și iubirea asta mai scade. Dar dacă rămâne respectul și înțelegerea într-o familie, o căsnicie durează până la bătrânețe. Auzi, doamnă, dar la pas cum să fie? După posibilități. Okay. Inimă, suflet asta, da, patul contează? Și din inimă, bine, trebuie să din pui inimă, să pui dragoste pe da. Hai, fetele! Hei! Fericire! Asta mică merge la discotecă, haide! De ce nu mai vă voi? De ce nu mai vă voi? Hații!
Deschide ușa! Deschide, bă, ușa! Lasă-o! 1, 1, 2! Lasă-o din gură, lasă-o încoace! 1, 1, 2! Hai! Hello, how are you? Goodbye! Goodbye, că noi suntem alte, băi! Lasă-o, dă-o încolo! Bye, bye, bye! Duceți-vă, mă! Hai, gălăcie! Dă-le încolo de telefon, hai să lăsăm! Unde e Mirele? Trebuie să vină, a fost furat! Cum adică a fost furat? E pentru prima dată când aud că la o nuntă se fură mirele. Da, se fură și mirele. N-am fost atentă și mi s-a furat mirele. Pui altă mireasă! Pui altă mireasă! Sărubuna! Bună! Ești furată? Da! Am și eu un mire furat. Hai să mă cunoașteți, vină-mi coace! El e Cătălin, cum te cheamă? Lola. Lola? Lola, da. Lola, bine, Lola, bravo. Lola Cătălin? Da. Dacă tot ai fost furat, dar tu cu cine ai venit? Doar cu fotograful? Băieții. Și cu băieții. Hai să facem gașcă. Noi avem mirele furat, voi mireasă. Normal. Hai, hai să facem masă mare, gălăgie! Am furat mirele, am fost la club, a fost demențial, a fost cel mai tare. De la cine ai învățat să dansezi așa? Păi suntem clujani, țigan clujan romanizat și deci toată rasa noastră are chestia asta în sânge cu dansul, cu jocurile. Și na. Să știi că ești o persoană foarte specială. Ești de remarcat, în primul rând, prin felul în care te îmbraci. Doar că nu pot să mă extravaghez foarte mult aici, da. Pentru că e toată rasa noastră aici, știți? Am înțeles și nu poți oarecum să scoți în evidență mai multe lucruri pe care tu poate ți le-ai dori să le scoți în evidență. În Elveția sunt un alt personal, deci eu sunt o lună aici, o lună în Elveția, da? În Elveția sunt un alt personal. Deci altă... ce faci în Elveția? Acolo locuiești, da. Sau ai job acolo? Locuiesc și am un prieten în medicină. Sunt și student în medicină. Studiez medicina? Da. Serios? Serios.
Iubești? Da. Ai pe cineva? Da. De cât timp sunteți împreună? 3 ani. 3 ani. Anturajul tău te acceptă așa? Da, familia e de acord cu totul. Când frații, familia, tot. Când ți-ai descoperit latura asta a ta feminină? Asta nu pot să spun, că nu știu. Adică... De mic copil. Mă bucur că îmi distrez viața. Întotdeauna nu vreau să-mi schimb opinia despre corpul meu, despre obrazul meu, despre mentalitatea mea. Deci, ăsta sunt și mi-asum totul. Circulația, am venit, am cerut la nănaș răspartă pentru Mire. Noi am venit cu Mirele, în primul rând aplauze pentru Mire, hai să aud aplauze, hai! Asta e așa, bravo! Noi vrem să cerem, dar nu știm de la cine să cerem. Eu aș cere de la naș, că știu că dau. Ce vrem? Nu mă șalte mâna apoi pe mine dacă ne dau 500 de euro. Da, dânsa vrea 500 de euro, da, bravo, aici? Nu, păi ce de o declarație de dragoste și atât maxim. Vrei și tu 500? Mitoșelul tău. Împreună, împreună, rănașule, dacă nici tu nu dai. Eu aș da, dar nu a vrea să mă ia pe mine, că scăpăm mai ușor. Eu te-aș lua pe tine, dar... Dar nu tu, tată, că n-am treaba ta. Dă-mi și ora asta, frumos. Ba da, vină încoace. N-o să iei acum. Dă ceva să... Noi nu vrem mult. Ceva să se bucure și fetele astea, că e păcat. Le dăm o sticlă de apă plată. Exact. Da. Să se răcorească. Să o bei tu, că la cum arăți pe doara pe plată. Da, uite aici. Ce-i cu tine? Da. Ce ai pe spate, mă? Întorce-te. Uite, m-am lovit. A, nașule, vină în coace. Nașul cel, vină mă în coace. Ce are? Ce are, mă, nașule? Bă, nașule, bă, nașule, bă, nașule. Păi ce faci? Mă, nașule, tocmai tu, care ești darnic și îndrăgut. Dar ce faci? Bravo, nașu, bravo! Stai aici, frate! Stai, mă! Stai, mă, vină, mă, încoace! Trage-ți de el! Trage-ți de el! Hai să mă regejapcă! Ce spuneți? Asta e tâlhărie ce-o făcut. Păi deja l-am luat și acum ni l-au luat iar. E tâlhărie. Nașule, dă-le la fete ceva, la fete dă-le ceva. E tâlhărie. Păi le dau, dar nu astăzi, mâine. Mâine, da, atunci și Mirele vine mâine. Bine, atunci Mireasa să-i facă o declarație de dragoste Mirelui. Dacă nu vă dau telefonul să vă transferați voi cât vreți. Te iubesc și te voi iubi mereu și ești totul pentru mine. Bravo! Bravo! Asemenea, e iubirea mea. Ești foarte sus. Aaaa, ești cea mai frumoasă mireasă anului. Bravo! 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 Te iubesc și jur că te voi iubi mereu și voi fi mereu alături de tine cum am fost și până acum. Yeah.
Șeful, ce-ai făcut azi? Ce-ai pregătit azi? Da, un por la proțap, da. Încă șase mai, pe lângă. Mai uite cuțitul ăla, lasă-l. Hai că l-ascund atunci. Hai, bă, să nu vadă nimeni. Cât ai făcut, papa? 2,7. Ce, mă? 7. 7, ce 7? Purceluș. Purceluș. S-au mâncat toți? Mai am unul. Mai e unul, bravo. Dă-l încoace. Cum se face? Taie-l un pic? Vrei să guști? Hă, dacă se poate, gust un pic. Care problema? Hai să gustăm aici dintr-un purceluș. Ce? Să strâng banii. Dă-i încolo, las că-i strângem după aia. Bă, să-i dea eu sănătate, o medie an. Gustă, e super. Zi, mă, gustă. Cum e? A, ți-a dat numai găsina. Aie, capul meu. Zici că-i porc, zici că-i porc. Ai boală pe el? Nu m-am fix să lăsa să intre și să adună darul și acum, după aceea... Acum, imediat, acum, ia o gură și vin. Să adună darul? Noi mergem către casă. Îmi pare rău. Cât dai? Cât dai? Mă, mi-am uitat banii acasă, dar încerc să fac cumva, da? Mai bine... Poate dau un jumătate de porc. Hai, bă, dai jumătate de porc? Da. Din partea ta? Da, da. Aplauze, bravo! Mai dă ceva să mănânce și ei. Mitoșer, cel mai mare bombardier și cel mai tare a femeiat, care s-a uitat numai după femei seara asta. Și ne-o duc și la porc, am gustat și din porc și a fost foarte bun. Să trăiască și bucătarul ce-o făcut porcii. Din Florești, numărul 1 aici la noi. La noi în Florești ne distrează foarte frumos. Petrecerea e foarte frumoasă. Și ne-am distrat foarte mult și a ieșit totul perfect. Chiar a ieșit totul perfect? Nici că se putea un moment mai bun ca să verificăm asta, pentru că tocmai se strigă darul. Ce-ai strâns? Păi zi tu, că eu am muncit toată ziua. Uite, eu am fost astăzi la unul dintre nași. Bravo. Și se ocupa să vândă o mașină, o super mașină. Și am zis așa: nașule, dacă eu te ajut să vinzi mașina asta, așa, facem 50-50? Da. A fost de acord. Și a fost foarte drăguț, pentru că am spălat mașina aia. Drăguț, tu nu prea... Da, nici tu, stai liniștit. Stai cu mine. Chelia te dă de gol. Știi cum e, părul bun părăsește capul lui Mihai Mitoșeru. Și a fost atât de drăguț și a fost atât de mulțumit, pentru că am spălat foarte bine mașina. Așa. Încât a și vândut-o. Da. Iar la sfârșit a vândut-o cu 25. S-a dat roata de rezervă. A vândut-o cu 25.000 de euro și mie mi-a dat pentru mireasa mea un brânci. 24.200 de euro! Nașule! Nașule, te duc eu în cârcă până acasă. Lasă că i-am lăsat 800 de euro. 800 de euro are pentru taxi și oricum o are pe nașa lângă el. Nașa întotdeauna e lângă el, nu-l lasă la greu. Bravo. Deci stai tu liniștit că se descurcă el. Bravo. Ce ai mai strâns? Ce ai mai făcut? Ce ai mai făcut? Hai, zici și tu. A, zic și eu, da. Încep doar așa, de la socru mic, 20.000 de euro, aplauze!
așa din start. E, dacă de tot asta e un pic, stai, mă, că n-am terminat. Stai un pic, nu te grăbi. Eu am mult de spus. Păi și eu am mult de spus. Fii atent, dacă tot a venit vorba... Dacă... Cum adică e vrăjeală? Păi l-am pe bunica aici, uite. Bunicu, vino aici lângă mine, te rog eu frumos, și spune dacă eu vrăjesc cu ceva. Ai dat așa, ai dat o mașină și 7.000 de euro! Bunicu, da, te rog eu frumos, da, spune, crezi, este adevărat sau nu? Da. Ai înțeles? Da, nu te cred eu. Mai schimbă cuvântul ăla, vrăjeală. Și de la unchiul Mirese am luat 10.000 de euro, aplauze! Zi, mai caută un bunic. Nu, eu revin la socul mic. Pentru că ți-a dat ție cei 20.000 de euro. Da. Uite, mie mi-a dat așa. A început cu un ceas în valoare de 5.000 de euro! Aplauze! Ceas 5.000 de euro? Da. Era cu cuc? De la mama Miresei. Da. Am primit tot un ceas. Da. Ce crezi? Și ăsta cu cuc. În valoare de 2.000 de euro! Aplauze! Păi ți-au dat ceasul să te uiți la el. Că eu până la ora 3 am fost pe la toți nașii, am muncit, am fost cu ei, am dansat, m-am distrat. Ce ai muncit? Tu până la ora 3 n-ai făcut nimic. Da, vorbești așa mult și degeaba. Dar zi ce-i mai strâns. Păi nu ca tine, tu vorbești mult zi, și degeaba. Zi-mă ce-i mai strâns. Păi zi tu, că eu am zis. Eu sunt acum, ai dreptate. Am fost la nașii, am luat pe toți, că așa a fost frumos. Am fost la ei acasă, m-am distrat cu ei, am dansat. Oameni foarte mișto. Și așa foarte zici tu că muncești. Ai fost, ai dansat, te-ai distrat și așa zici tu acasă, că muncești. Bă. Așa face el oameni. Așa muncește el mereu. El se distrează. Eu m-am trezit de dimineață. Da. Eu nu mi-am făcut porugă, n-am ce. Ce ai muncit tu astăzi? Ascultă-mă un pic. De la primul naș, fii atent. Samuel, unde ești, mă? Unde ești? Vino încoace. Uite-l ce mișto e, aplauze pentru Samuel, aplauze! Mi-a dat așa, din start, 6.000 de euro! Mi-a dat un lanț de aur în valoare de 8.000 de euro! Și o mașină, nu mă dau ca tine că nu știu cu cât o vând, 7.000 de euro! Iartă-mă, o mașină în valoare de 7.000 de euro și o mașină în valoare de 24.000 de euro. Asta spui tu că valorează atâta. E cam diferență mare. Noi nu mințim. Eu spune nașul. Păi nașul, este adevărată valoarea mașinii? Da. Uite, confirmă nașul. Te rog eu frumos. Arată-mi banii. Uite, o să vezi pe filmare, bănuții. A, unde? Eu uite, chiar i-am pe filmare, pe toți. O am aici pe mama Miresei. Să rămână. Care a fost, știi cum e, când trebuie ai o mamă, mama, mama îți dă tot ce are. E adevărat. A dat pentru mireasa ei bijuterii din aur. Frumos. În valoare de peste 10.000 de euro. Bravo. 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 De la nașul numărul 2 am luat din start, atenție mare, ce zici tu, 10.000? Am luat 100.000 de euro. Uite așa din start, ca să nu mai lungim vorba. Și am mai luat încă, aoleo, tot de la el, da. Încă 15.000, deci 115.000 de euro! Auzi, Mihai, dar de ce ți-a dat așa împărțit? Păi mi-a dat că aveam două buzunare și am... Și aici, și aici. Ai luat-o încolo de brăjeală, fii atent. Sunt pe filmare. Fii atent aici. Pe filmare au ajuns în buzunar. De la tatăl Miresei. Da. A zis să-și asigure fata, să-și asigure copiii, pentru că acum are și un băiat pe nume Cătălin. Uită-l. Și a zis, așa pentru început, să le dea un teren în valoare de 70.000 de euro! Aplauze! Bravo! 115 înseamnă mai mult decât 70. Stai liniștit că nu am terminat. Tu întotdeauna te grăbești, nu lași fata păi să termine. Păi n-ai spus tu, femeie! Zi. Păi, nu vrei să zic? Hai zi. Unul taș mi-a dat, e pe filmare, un lanț de aur în valoare de 18.000 de euro. Aplauze! Bun, tot de la tatăl Miresei a primit mireasa o mașină, știi, cu cele 6 cerculețe. Cât valorează? Aplauze pentru mireasa mea! Da. Am zis, 6 cercuri. Hai! Zi repede, fii atent. Hai, mai ai ceva de zis? Păi da, eu mai hai, am mult. Hai, zi, zi, eu mai zi. Am mult. Hai, zi că te ascult. Aoleo. Da, de la nașul 3, care e pe aici, unde e nașul 3? E pe aici, nu contează, am luat 35.000 de euro!
Zi. Așa. Da. Uite, am stat de vorbă cu părinții Miresei și mi-au spus că ei au fost foarte implicați. Timp, că eu am fost au fost te rog, nu mă mai întrerupe. Iartă. Măcar respectă când o femeie vorbește, indiferent cât de mult crezi tu în ea sau nu. Când o să vorbesc cu o femeie, o să... Da. Iar părinții mi-au spus așa, că nunta a costat undeva la 50.000 de euro! Și totul a fost pentru Mireasă! Hai, Mihai, zi mai departe. Mai departe. Păi, da, dacă pune așa, iurea, da. Atunci eu am mai luat, fii atentă, de la Nașul 4, care e top aici, am luat 15.000 de euro! Dar și 20.000 de lei aplauze! Zi. Păi hai, te mai ascult pe tine. Păi nu, zi tu că eu nu mai am. Uite, tot tatăl Miresei mi-a dat pentru fata lui, așa, pentru că merită. Da. 40.000 de euro, aplauze! Bravo! Cine ți-a dat? Cine? 40.000 cine? De euro cash, tatăl Miresei. Tatăl Miresei, bravo. Da. Da. Mergem mai departe și am ajuns la Nașul 5, care mi-a dat, mamă, cât mi-a dat ăsta, mamă, 5.000 de euro, aplauze, 5.000 de euro. Stai. Și pentru că ea vrea să facă un curs de design, ceva de genul ăsta, și ei plătesc absolut tot pentru ea. Aplauze pentru Naș, aplauze! Zi. Iar acum, din partea tatăl lui Miresei. Păi ți-a mai dat. Mi-a mai dat. Da. Și a zis așa. Da. La sfârșit, tatăl Miresei mi-a spus așa. Pentru fata mea, bani fără număr! Da, e bine, bravo. Da. Păi dar nu, dacă nu spui o sumă exactă, noi n-avem cum să te credem. De la ciupe, că eu am ciupe tot ce am prins, am mai luat încă 20.000 de euro, aplauze! Cam cât ai totalul? Cât ai totalul, așa, cu aproximație? Păi totalul meu e fără număr. Nu mă, fără număr, zi o sumă. Păi dacă zic că e fără număr... Lasă vrăjeală, ai o sumă. Păi eu nu am vrăjeală, dacă ai... Socru mic, am făcut o socoteală așa. Socru mic, te rog, vino aici, alături de Francisca. Ascultă-mă un pic, eu am făcut o socoteală. Doamnă, eu am făcut o socoteală. Are sac fără fund. La noi a ieșit așa o sumă care înseamnă 237.000 de euro! Îl am aici pe tatăl Miresei, pe care îl rog simpatic să vină. Da, așa este. Îl pup. Este un om cu suflet mare. Așa este. Tot ce a muncit în viață a făcut-o pentru Francesca și așa pentru este cel mic. Și îl las pe el să spună ce? Ceea ce a spus că îi va da Francesca. Păi eu îl cred. Adică el cred pe tine, îi dă bani fără număr. Te rog eu frumos, spune-i ca să creadă. Tot ce am spus e adevărat. Păi, dar eu... Aplauze eu pentru cred. Socru mic! Da. Cel mai tare socru mic! Dar și noi ce am strâns e pe bune și e pe filmare. Da, și la așa mine că e pe bune hai să pe vedem filmare. Acum, este ultimul moment în care vedem dacă gașca lor țipă mai tare sau gașca noastră. 1, 2, 3 și... La revedere, drum bun! Noi, fetele, veniți aici, mai aproape, să fim mai compacte. Veniți aici, aproape de mine, aproape, 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 aproape. 3, 2, 1 și... Cătălin! Francesca! Aplauze pentru Cătălin, aplauze! Aplauze pentru Francesca! Campioni! Campioni!